După câteva luni de muncă la mini-satelitul din doză, Space Jam, echipa Universității Politehnica Timișoara de la Facultatea de Electronică și Telecomunicații, a câștigat concursul organizat de Inițiativa Spațială Română. Are un buzzer care scoate sunet și lumină verde care se vede dacă îl cauți. Și aici e senzorul care măsoară diametrul particulelor din aer, particulele de praf și de gaze. Avem trei PCB-uri, trei plăci cu componente. Pe partea de sus avem modulele GPS și modulele de comunicare. Mini-satelitul din doza de suc, creat de studenții de la UPT, a transmis pe un calculator valorile primite de la senzorii de gaze, temperatură, presiune, umiditate și live video, capturat de camera aflată la bordul satelitului. Are o parașută legată de această carcasă. Practic, asta e o carcasă printată 3D și tot ce trimite el salvează și local. Pe post de recuperare mai avem un LED de putere mare care flashește când a ajuns pe pământ să-l recuperăm tot așa mai ușor. A fost ceva relativ nou, n-am mai participat la ceva de genul, la un concurs cu o importanță, să zic așa, de mare și am învățat destul de multe, adică am programat în Python, am luat de la început, de la zero și am dus la bun sfârșit până la urmă. Asta mi-a plăcut foarte mult la telecomunicații, că pot să merg și ceva pe soft, dar și pe electronică în același timp, adică să le îmbin foarte bine. Space Jam ar putea să fie echipa României care va reprezenta țara la etapa internațională a concursului care are loc anul viitor. E un efort în plus, sigur, pentru studenți. Noi încercăm să-l compensăm cumva, nu numai în note, dar și în a le facilita anumite lucruri în procesul didactic, pe care desigur că îl merită și oricum nu compensează efortul total. The best chance of project that goes to Team Space Jam!